articol special dedicat summitului de gamification la care a fost în Statele Unite și vor fi mai multe detalii legate de ce s-a întâmplat acolo. Mulțumesc foarte mult, Iulian! Continuăm evenimentul cu Alexandra Iacoschi, managing director la Starcom. Și Alexandra ne vorbește, ia uite, despre 10 nevoi umane universal valabile. Infograficele s-a numit Currency Beyond Money. Ca și preambul, așa, cred că toată lumea v-a povestit astăzi, inclusiv Iulian, înaintea mea, că există în ultimii ani, cel puțin, o modificare destul de importantă în felul în care consumatorii și brandurile interacționează. Asta pe de-o parte din cauza că există o dezvoltare și o proliferare a tehnologiei digitale extrem de importante, care a permis consumatorului să ia un rol mult mai activ în relația cu brandul, da? Deci până acum era ceva pasiv, era un auditoriu, un receptacol a unui mesaj, acum a devenit foarte central și foarte activ în marketingul de brand. Pe de altă parte, din cauza crizei economice, ceea ce am văzut peste tot a fost o aglomerare îngrozitoare a landscape-ului ăsta promoțional. Toată lumea dă premii mai mici, toată lumea te invită să faci parte dintr-o promoție și așa mai departe. Deja nu mai este suficient doar să oferi un incentiv financiar pentru a deveni, să spunem, brandul numărul 1 și cel mai preferat al consumatorilor. Și atunci am zis, hai să vedem, există cumva o monedă emoțională care de fapt ar putea fi chiar mai valoroasă decât acest incentiv financiar pentru consumatori. Și am plecat de la un studiu extrem de interesant. Se numește What Makes Us Tick. Este un sociolog australian care a dezvoltat acest studiu. Și el spune felul următor. De fapt și de drept, comportamentul nostru, motivațiile și toate resorturile intime vin din 10 nevoi universal valabile, 10 nevoi umane, care ne definesc în relație cu brandul și în relație cu absolut tot stimulii externi pe care îi avem. Am luat aceste nevoi universal valabile, le-am validat la nivel global, le-am validat la nivel local cu toate studiile sindicalizate de audiență pe care le avem și ulterior, ca să fac lucrurile totuși puțin mai complicate, le-am mapat pe 7 segmente de consumatori cele mai targetate, să spunem, în advertising-ul de zi cu zi. Și vedem ce iese imediat. Aceasta este, pe scurt, paradigma nevoilor umane, universal valabile. O să trec prin fiecare dintre ele și o să vă prezint un pic, pentru că sunt foarte interesante. Și modul în care noi vedem că ele explică multe din relațiile noastre cu brandurile și cum pot brandurile să se folosească de acest lucru pentru a oferi ceea ce vă spuneam, acea monedă emoțională. Prima nevoie universal valabilă este nevoia de a fi luat în serios. Ne place foarte mult ca vocea noastră să fie ascultată, luată în considerare, nu ne place să fim ignorați sau minimalizați. De fiecare dată când simțim că suntem realmente luați în considerare și ascultați, ne simțim mai bine, performăm mai bine, ne putem concentra pe lucrurile care contează. Deci avem o poză cu un cățel acolo. Câinii, ca și animale de companie, sunt niște ființe care știu foarte bine să ia în serios și rolul lor de companion și să ia în serios stăpânilor. Da? Sunt foarte atenți, sunt foarte empatici, sunt foarte cu urechile ciulite la tot ce se întâmplă în jurul lor. Nevoia de a avea un loc al meu. Aici este vorba despre o nevoie care ne spune despre siguranță. Și siguranță atât fizică, cât și siguranță emoțională. Acel loc al meu e cumva un loc care ne definește, care ne ajută să ne construim personalitatea. E un spațiu care ne ajută să ne definim în raport cu noi înșine și cu lumea exterioară. E cumva un punct de reper stabil, să spunem. Nu trebuie neapărat să fie acel acasă care e scris cu caps lock undeva jos, poate să fie o cafenea sau o bibliotecă sau un loc în care ne simțim realmente bine.
Are și un punct negativ, să spunem, această nevoie de a avea un loc al nostru și aveți acolo trecut ideea de teritorialism, da? Pe de o parte, în istorie am avut multe războaie care au pornit din acest motiv. Sunt și niște activități destul de domestice pe care le facem, gen ne construim garduri, bornăm proprietăți și așa mai departe. Deci, cumva, suntem foarte atenți la această nevoie de loc al meu. Nevoia de a crede în ceva. Din nou, asta e o nevoie destul de profundă, așa că noi toți încercăm sau ne place să credem că încercăm să găsim scopul existenței umane și răspunsul la întrebarea de ce suntem noi aici. Toți, cumva, avem nevoia de a crede în ceva nematerial. Nu vorbesc aici neapărat de religie sau divinitate, deși religia e cea care răspunde cel mai bine la această nevoie, pentru că ne dă confortul acela de a crede că există ceva mai departe și ne oferă și niște explicații narrative pentru scopul nostru în lume, care nouă oamenilor ne plac destul de mult. Nevoia de a conecta. O nevoie extrem de importantă și o nevoie fundamentală a oamenilor. Are două paliere foarte importante din punctul meu de vedere. Odată este nevoia de a conecta cu noi înșine, și asta se transferă sau se translatează în autocunoaștere, dar și nevoia de a conecta cu cei din jur, și asta înseamnă, de fapt, comunicare. Nevoia de apartenență, din nou, o nevoie extrem de importantă. Suntem mai mult decât orice, sau identitatea noastră este construită mai mult decât orice de apartenență la un anumit grup. Ne raportăm la grup pentru a ne defini ca indivizi. Nevoia de mai mult. E, aici e o chestie care ne duce la poinură de Alina, că nu e de la tine. Nevoia de mai mult și această abundență e, pe de o parte, nevoia de a acumula lucruri care ne plac, evident. Este și nevoia de a prelungi situații în care ne simțim confortabili, care ne plac, care ne oferă plăcere. Are cumva o conotație semi-negativă, în sensul că de multe ori este un debușeu, mai ales atunci când e vorba de acumulare de lucruri, este un debușeu pentru alte nevoi neîmplinite, cum ar veni, sau frustrări resimțite pe alte planuri. Nevoia de control. Asta este o dorință care de cel mai multe ori cumva dezamăgește sau este prost înțeleasă, pentru că acest control în lumea modernă este interpretat ca și nevoie de echilibru. Mai ales femeile, cel puțin doamnele professional, se zbat îngrozitor în a găsi acest echilibru și a controla toate variabilele care vin din viața profesională, din viața de mamă și soție sau din viața de femeie cu o viață socială destul de activă. Atenție, cumva, nevoia de a controla, în principiu, e o nevoie absolut ok și absolut sănătoasă. Atenție la ce vrem să controlăm și când vrem să controlăm, asta poate să ducă în derapaje care nu sunt neapărat plăcute. Nu. O, se găsește pe toate tatele, doar că se manifestă diferit, asta e tot. Cred că femeile excelează, dacă îmi permit să am o părere personală. Nevoia ca ceva se întâmple, ok, asta e vorba de anticipare, excitement, ca lucrurile să vină our way. De asemenea, ceea ce povestea sociologul de care vă povesteam înainte și care a fost validate, oamenii sunt reprezentați mult mai mult de acțiunile lor decât de gândurile lor. Alții spun că acțiunile ne reprezintă în mod diferit față de gânduri, dar de fapt le reprezintă mult mai bine și într-o măsură mult mai mare. Nevoia de dragoste, aici nu trebuie să detaliez, că noi știm cu toții ce înseamnă, este această acceptare necondiționată pe care toți ne-o dorim. Nevoia de a fi util. Acum, majoritatea oamenilor își dorește ca la un punct în viață să fie recunoscuți pentru contribuția de a face lumea asta a better place. Din nou, nu vorbim de gesturi nobile, mărețe, dramatice, de multe ori este pur și simplu un gest simbol, a ajuta o bătrână să treacă strada, chiar și împotriva voinței sale. La nivel profesional, se translatează în competențe specifice. Suntem foarte buni în a face ceva anume. Recunoașterea că suntem foarte buni în acel domeniu ne oferă o satisfacție profesională extrem de importantă.
Acum, cele 10 valori, 7 grupuri de consumatori. Studiul nostru s-a uitat la toate aceste grupuri. Noi le-am selectat pe baza grupurilor de consumatori folosite cel mai des în comunicarea advertiserilor mari. Și avem așa, tech trendsetter sunt cei care sunt pasionați de tehnologie, apreciază inovația, noutatea, sunt primii care aderă la nou. Social butterfly sunt cei cu viață socială bogată, caută experiențe noi de socializare și așa mai departe. Paparazzi generation sunt tinerii, deci cei 16-19 ca și age group, trăiesc în era informației, cumva trăiesc pentru a documenta viața lor în canalele digitale, da? Trăiesc pentru a pune ceva pe Facebook a doua zi dimineață, cam asta e the key reason. Yuppies sunt the professionals, tinerii care deja au ajuns cumva la un punct culminant al carierei lor, deja s-au definitivat. Millennial men sunt cei care își definesc rolul în societate acum, încearcă să vadă cam care e rolul lor, care este drumul pe care trebuie să-l urmeze. Modern moms sunt doamnele de care vă povesteam că încearcă cu disperare să echilibreze viața familială, socială și profesională. Și bargain hunters sunt femeile calculate, să spunem, cele care au un buget destul de limitat și trebuie să-l gestioneze perfect pentru a satisface nevoile familiei lor. În momentul în care am mapat aceste 10 nevoi pe cele 7 grupuri de consumatori, ele cam așa arată cu buline. După cum vedeți, nevoia de a conecta este cea care e prezentă în cele mai multe grupuri de consumatori și este firesc să fie așa, urmată de nevoia de a crede în ceva. Trebuie să avem un higher purpose în viață ca să ne simțim împliniți. Nevoia de control, din nou o nevoie destul de întâlnită, și nevoia de mai mult. Acum, ca să nu mă omoare Marta, am ales să vă arăt un pic cum această nevoie de control este interpretată diferit în grupuri diferite de consumatori și cum noi, ca branduri, putem să ne folosim de aceste informații pentru a da targetului, să spunem, acea monedă emoțională sau un conținut de calitate. M-am uitat la nevoia de a controla și pentru că ea este vizibilă în trei grupuri de consumatori care sunt extrem de diferiți. Bargain hunter, pe de-o parte, da, doamnele care au buget puțin și trebuie să acomodeze nevoile familiei. Social butterflies, care n-au nicio grijă pe lumea asta. Și mamele moderne. Și vă trec repede prin ce înseamnă. La bargain hunter, controlul înseamnă înainte de toate planificare. Da? Orice abatere de la un plan care este bine trecut și notat înseamnă o sursă de potențială anxietate. Ce ar trebui să le ofere brandurile din punctul ăsta de vedere? O comunicare plină de realism, o comunicare credibilă. Brandurile ar trebui să le ajute să se organizeze, să le recunoască eforturile de planificare și să le ofere acest ajutor în a respecta planul. După cum vedeți, ele sunt genul, aveți acolo niște procente și niște index, sunt genul care își asumă acest rol de organizare în grupul de cunoscuți și în familia lor. Deci, cumva, brandurile care vin în întâmpinarea acestui profil psihologic și le oferă genul acesta de informație și de mesaj, ar trebui să tic with them. După cum vă spuneam, controlul prin planificare, asta înseamnă pentru ele control înainte de orice. Au nevoie de informație simplă și credibilă, care să le justifice acțiunile întotdeauna. Sunt dispuse să asculte și să învețe dacă asta ulterior le va mări credibilitatea în grupul lor. Apreciază orice mijloc de organizare a gospodăriei și au acel arsenal de tips and tricks, le numim noi, cel puțin pentru doamnele care sunt consumatoare bonus. Întotdeauna când vorbeam cu ele la focus grupuri, aveau toate aceste tips and tricks de cum să facă lucrurile mai bine, mai eficient și le pasau cumva de la una la alta. Toate pentru a satisface nevoile familiei cu un buget limitat. Pentru modern moms, nevoia aceasta de control înseamnă nevoia de a diminua riscuri. Drept pentru care ce ar trebui să le ofere brandurile, credibilitate, surse de informare care să fie de încredere pentru ele, tool-uri de a controla siguranța familiei și a copilului
Și acest gen de approach worry-free, știm că ai o groază de lucruri pe cap, măcar din perspectiva noastră, stai liniștită, there is no risk there. După cum vă spuneam, pentru ele e control pentru a proteja. De asta au această nevoie mare de control. Și factorii care intervin sunt de două feluri. Factor extern, cum sunt prietenii copilului meu, da? Deci ceea ce le creează anxietate, lucruri pe care nu le pot controla. Cum sunt prietenii copilului meu, este situația noastră financiară stabilă și ne permite să mergem mai departe, ok? Versus factorii intrinseci, modul în care ea reacționează la familie, ca mamă sau ca soție, da? Ar trebui să mă încred în instinctele mele, este ok să fac ceea ce mi-aș dori să fac, deși este împotriva normelor sociale și așa mai departe. Pentru domnii de la Paparazzi Generation, aici sunt și bărbați și femei, pentru ei control înseamnă de fapt să-și aibă viața în propriile mâini, să joace după propriile reguli și să-și lase oriunde o amprentă personală. Pentru ei asta este cel mai important, cumva să evidențieze ca și individ. Și atunci, pentru ei, brandurile ar trebui să ofere influență și inspirație, for sure, genul de approach perfecționist, da? Pentru că și ei vor să aibă acest gen de imagine, așteaptă de la brandul un soi de democratizare, șansa de a evalua, de a co-crea împreună cu brandurile, de a customiza un mesaj al brandului ca să fie cât mai aproape de felul lor de a fi, recunoaștere, evident, și mijloace de a se evidenția în grup. Control pentru ei înseamnă, de fapt, control asupra propriei vieți pe care o interpretează ca independență. Și atunci a reușit să fie autentic și să exprime propriul stil, propriile interese, să make the most of it with less, less of everything. Acum, în infograficul pe care noi l-am avut, am luat fiecare din acest segment și l-am analizat cu fiecare dintre aceste nevoi. Ce o să fac la sfârșitul acestei conferințe, o să pun toate slide-urile din studiu, pentru ca Marta să le poată share-ască cu voi și cine are nevoie să se poată uita mai în detaliu. Vă mulțumesc frumos! Mulțumim foarte mult, Alexandra. Vă rog, dacă aveți întrebări, v-am spus eu, mi s-a părut bine că femeile vor să controleze cel mai mult. Se pregătește Alex Bădilă.